Iertarea. Monah Pimen Vlad. Carte tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaktion, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Editura Evangelismos, București, 2016. Cuvânt înainte. Citind această mică scriere, veți afla o întâmplare adevărată care s-a petrecut în zilele noastre. Istoria ei începe undeva după al doilea război mondial, prin anul 1952, când în Grecia încă nu se liniștiseră luptele și uciderile între frați. Crima despre care este vorba este posibil să se fi petrecut din motive politice și persoana care a făcut-o să fie acoperită. Tot conținutul acestei cărți a fost povestit de duhovnicul care l-a spovedit pe eroul nostru și a fost alături de el până la plecarea din această viață. Dacă, la anumite momente, vă vor podidi lacrimile, lăsați-le să curgă, ele curăță și luminează sufletul. Eu am căutat doar să înfrumusețez cele povestite și să le fac pe înțelesul tuturor, iar dacă s-au strecurat unele greșeli, vă rog să mă iertați. Autorul. Spovedania. Așa au trecut câteva luni. Acum i se permitea și lui Petru să iasă din celulă. Gardienii au observat că nu este un om violent, iar unii dintre ei chiar îl simpatizau. În închisoare se afla o bisericuță, iar un preot era rânduit să vină o dată pe lună să facă Sfânta Liturghie și să spovedească pe deținuții care ar fi dorit. A participat și Petru la Sfânta Liturghie, rugându-se cu foarte multă atenție. Parcă liturghia aceasta avea ceva mai deosebit, simțea prezența lui Dumnezeu. N-a îndrăznit chiar de la început să se apropie de preot, dar când a venit în luna următoare, a stat și el la rând ca să se spovedească. Și a spus oful, necazurile și tot ce și-a amintit. I-a spus preotului că a fost acuzat pe nedrept și că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Preotul l-a ascultat cu atenție, apoi i-a dat un mic canon, l-a învățat cum să se roage și i-a spus să se pregătească curat din copilărie cu tot ce își va aminti el. Timp de o lună, Petru și-a cercetat mereu conștiința și a încercat să-și amintească toate păcatele făcute din copilărie. Abia aștepta să vină din nou preotul ca să se ușureze de ele. La spovedanie, fiind ajutat de preot, a reușit să-și spovedească toate păcatele după care a primit dezlegarea. Câtă bucurie a simțit când i-a pus preotul mâinile pe cap și i-a zis: "Te iert și te desleg de toate păcatele tale." Nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, se simțea ca un fulg îi venea să zboare, să strige și să spună la toți cât de bine se simțea. Apoi, preotul l-a împărtășit cu Sfintele Taine. Altă bucurie. Se mai împărtășise și înainte, când era liber, dar acum era cu totul altceva. Bucuria era de nedescris. S-a retras în celula lui ca să păstreze această bucurie. Se ruga și mulțumea Domnului. Acum nu mai întreba de ce, ci doar îi mulțumea și plângea. După câteva zile a fost scos și Petru să ajute la muncile din interiorul închisorii. Făcea cu drag din toate câte îi se cereau, era obișnuit cu munca și chiar îi era dor de așa ceva. Mai avea probleme cu unii care făcuseră crime, dar el îi evita și le vorbea frumos. În timpul liber se lupta pe cât putea să-și facă canonul dat de duhovnic.